O nouă cercetare ridică semne de întrebare cu privire la popularul regim de post intermitent, cunoscut până acum pentru multiplele sale beneficii pentru sănătate, precum pierderea în greutate și reducerea riscului de afecțiuni neurodegenerative, inclusiv demența. Studiul sugerează că această practică alimentară ar putea însă să vină la pachet cu un risc crescut de cancer. Studiul realizat pe șoareci a arătat că postul poate stimula capacitatea celulelor stem intestinale de a se regenera, protejându-le de daune. Însă, potențial periculos ar putea fi revenirea la o alimentație normală, după perioada de post de câteva ore, atunci când producția de celule stem este accelerată prea mult, spun cercetătorii. Această activitate celulară excesivă, deși ajută organismul să se recupereze și să se regenereze, poate duce la consecințe negative, cum ar fi apariția cancerului, au descoperit oamenii de știință. Postul intermitent poate crește riscul apariției cancerului de colon. În cadrul unui studiu efectuat pe șoareci, cercetătorii au constatat că rozătoarele care nu mâncau timp de 24 de ore înainte de a consuma hrană prezentau un risc alarmat de formarea tumorilor precanceroase în intestin. Acest lucru ar putea fi din cauza faptului că etapa de realimentare a făcut ca celulele stem din intestine să devină hiperactive, crescând riscul apariției mutațiilor cancerigene în cazul expunerii lor la anumite alimente, relatează Newsweek.ro.